Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescu, a prezentat public conținutul unui document oficial transmis de către fostul ministru al transporturilor Lucian Șovan. Documentul a fost trimis ca urmare a unei interpelări parlamentare făcute de deputatul Sucevea. Răspunsul fostului ministru arată că atât autostrada Târgu Mureș, Iași Ungheni, cât și drumul expres București-Suceava-Siret bat pasul pe loc. Dumitru Mihalescu a arătat că în acest document se arată clar că nu există nicio șansă ca aceste două drumuri vitale pentru Moldova să poată fi făcute prin bani europeni prevăzuți pentru România în cadrul programării multianuale 2014-2020. Deputatul PNL de Suceava a subliniat că din răspunsul primit a aflat cu stupoare că, deși de anul viitor, în 2020, drumul cu două benzi, București Suceava ar fi trebuit să fie gata, iar România ar fi putut să circule în siguranță pe un drum de mare viteză, guvernul abia dacă a reușit să demareze procedurile pentru întocmirea studiilor de fezabilitate. Deputatul Mihalescu a precizat că în privința autostrăzii Unirii, guvernul recunoaște că nici măcar nu s-au demarat procedurile pentru studiile de fezabilitate și proiectele tehnice.